iată, noi am lăsat cât? Doamne, știi că ne-am lăsat sâmbătă seara și ne-am lăsat totul și ce-am făcut? Și te-am urmat. O vreau să-l întreb pe Petru, cu cine mergi? Și au zis ce spune Iisus. Adevărat vă spun. Că nu este nimeni, și ascultă-mă bine, frate și soție, asta. Nu este nimeni care să-și fi lăsat casa, sau nevasta, sau frații, sau părinții. Deci nu e vorba de abandon, ci e vorba de priorități. Nu este nimeni care dacă a făcut prioritate pentru Împărăția lui Dumnezeu, auziți? Să nu primească mai puțin, mai mult. Unde? În ce, frate, nu? Și ce spune Biblia? Să nu primească mai mult în viacul acesta de acum, iar în viacul viitor, viața veșnică. Dacă ți-a lăsat prietenii din lume pentru Dumnezeu, și ce spune Dumnezeu? O să ne mulțumim asta. La 18 ani m-am întors la Dumnezeu din discotecă de rec. Veneam după 3 ani de zile de rebeliune, când n-am fost rău de Dumnezeu. Dar într-o noapte, undeva dimineața pe la 4 jumate sau 5, Dumnezeu m-a venit în mine după discotecă, că n-am ce căuta acolo și că locul meu nu e în discotecă, că locul meu e în biserică. Cu tremurat de prezența lui Dumnezeu, de vocea lui Hristos, m-am întors la El, la Fiul lui Dumnezeu. Când m-am întors însă în clasa 12 la liceu, eram 27 de băieți în clasă. 27 de băieți eram în clasă, eram unul dintre lideri de clasă. Făcusem și 8 ani de culturist, sunt prezentând o fată, țin minte, degeaba. În prima zi, 15 septembrie 2003, le spun colegilor mei, băieți, eu nu mai vin cu voi la scandal, nu mai vin nicio bătaie, nu mai vin nicio chef, pentru că m-am pocăit. Și ce s-a întâmplat în zilele acelea? Mi-am venit toți prietenii, toți prietenii mei care spuneau, Dorel, noi suntem prieteni, până la moarte, toți m-au părăsit. Marea mea durere și care a fost, întorcându-mă la Dumnezeu, în biserică, întorcându-mă, am fost în lucrurile de frate, să fac prieteni. Și dar, țineau distanță de mine, dar nu credeau că chiar serios. Aveau mari de tineri față de mine, luni de zile, vreau să vă spun. Am trăit o singurătate cu tot. Prieteni din lume m-au părăsit. Și la biserică nu tățineau distanța față de mine. M-am regăsit atât de mult în viața lui Pavel, care vrea să se lipească și la Ierusalim și în relația de noi. Țin minte că săptămâni de zile și luni de zile, primele 4-5 luni de zile de pocăință, strigam pentru Domnul, Doamne, nu mai am pe nimeni. Nu te-am uitat pe tine, Doamne, n-am niciun prieten, Doamne, n-am cu cine vorbi. Doamne, pe Iisus, și țin minte că ce teamă în fetele astea, că Iisus îi spune lui Petru, îți voi da mai mult pe pământ. Și zic, Doamne, când, cum? O trecut ani și am uitat de întrebare mea. Naivă, cum fel. O trecut ani, o trecut ani, o trecut ani. Și spune, m-am dus aminte înapoi de cercurile mele, de rugăciunile astea. În urmă cu câțiva ani de zile, m-am dus la o seară de evanghelizare. Mă duceam în județul Arad, din Oradea am pornit și am auzit pe Luiz. Și am văzut că este o luptă mai scurtă, că am întârziere să văd la biserică și mă duc undeva spre Salonta, spre Ineu, județul Arad. Era iarnă, ninsese, era înghețată la seară. Și țin minte că, la un moment dat, nu știu cel mai bun șofer de lume, dar e bine că atunci când conduc eu să se roage și celălalt, care vine după cu trasens. Era o curbă mai mare la stânga și pentru că n-am redus bine viteza, n-am apucat să iau curba la stânga, ci m-am dus direct în față mașinii. Și s-o ridicat mașina din spate, cu roțile. Eram 6 în acest ofer, 20, ceva în genul ofer, m-am văzut direct în șans cu mașina. Acum acesta, dacă zic o frață de la mine, o frață, rugați-vă pe mine ca să vreau cu mașina în șansă. Puneți-mă la coțul de rugăciunea biserică. Imaginea, așa de rușie. Țin minte că am ieșit afară și am zis, Doamne, fă ceva. Doamne, fă cumva să ajung la evanghelizarea asta. După 5 minute, eram în drum,
de țară, aproape părăsesc uite cu trecut o mașină. Făcuse mă disperat, dar am fost tu, cravat acolo, făceam să mă disperat. O trecut pe lângă mine și nu mă dat. Țin minte că a trecut o a doua mașină, ceva de câteva minute. De fapt, țin minte, am pus disperat, nici să nu mă bag în seama. Trece pe lângă mine, foarte disperat. Mă rugam, Doamne, fă fără. Dar nu sunt niciodată, a trecut o a treia mașină. O trecut curba aceea. S-au dus cu 20 ceva de metri, o oprit. O dat apoi pe mașină în spate și a venit până lângă mine. Nu sunt niciodată, era o Dacia de culoare albă, o dată. Și atunci am văzut o dintre cele mari minuni. Imaginați-vă scena asta, eu disperat în mijlocul drumului, făcând semne să mă ajute careva. Și dintr-o dată, dintr-o Dacia de culoare, să dau 7 bărbați, asta dar nu e. Nu știu cum am încăput și cu două acordeoane. Cum pot vrea să-mi capă nici acum în mix, e 7 într-un rotan. Și când s-o dau jos, e 7 bărbați din localul ăsta, zice oamenii, frate, coraj, 20 de lire cuvânteze, ai nevoie de ajutor. Zic puțin, numai dacă vreți. Acum m-aș fi dus cu ei, dar unde să mă mai bag și un loc în locul ăla? Și zic, frate, nu puteți ajuta acum, dar, frate, fii pe pace. Eu o să, fratele, stai tu acela să ne povăm. 2 minute, nu mi explic logic, matematic, legile fericii, nu mi explic cu. Dar aia 7 bărbați, nici 2 minute, zici că eu de la parcarea autul divin, așa o pot. Direct pe drumul așa. Mă îmbrățișam toți, mă strâns în brațe și zic că Domnul să fie, bine, ai grijă cu cerul, că amin, amin. Îngerii Domnului să te părască, amin, să fie toți aici. Obligat frații și m-am dus spre evanghelizarea lui. Eu am întârziat, dar țin minte un lucru. Că mi-au dat lacrimi. Pentru că mi-am adus aminte. Hei, Dorel, îți mai aduci aminte? Mi-a adus aminte Duhul Domnului. Dorel, îți aduci aminte de rugăciunea ta de la 18 ani? Îți aduci aminte că plângeai și strigai că e singur și că ne-ai prieteni și că toți te-au părăsit? Dorel, ce ți-am arătat eu ție în seara asta? Și am răspuns. Știi ce mi-a arătat Doamne? Mi-a arătat că tu îți ții promisiunile. Că pe un drum uitat de lume, iarna, când am avut mai mare nevoie, ai trimis pe același drum, Doamne, și alte fraze, pe un ajutor, când am avut cea mai mare nevoie. Și că m-am cunoscut. Și că am știut că am nevoie de ajutor și au oprit în dreptul meu. Fraților, de ani de zile de când îmi slujesc cu Dumnezeu, pot să vă confirm un lucru că Dumnezeu ține promisiuni. Că ceea ce-a promis Dumnezeu, dragii mei, se împlinește. Și vă spun astăzi că merită să trăiești pentru Dumnezeu. Merită să slujești pe El, merită să te sfințești și merită să trăiești cu speranța. Și de ce? Că vine o zi când îl vei vedea pe Iisus Hristos. Că vine o zi când spune cuvântul lui Dumnezeu că îl vom vedea față în față și orice ochi va vedea și vei auzi chemarea Regelui și vei auzi chemarea Domnului Iisus Hristos. Vino! Rog bun și credincios! Te-ai dus atâția ani de zile la biserică, te-ai implicat în lucrarea mea, ai stat și-a mijlocit, tu ai fost Ana, tu ai fost sinonim în biserică, nu te-au văzut oamenii, ne-ai plică like-ul pe Facebook, dar știu că ți-ai pus genunchii și ai postit pentru mine și pentru lucrarea mea și pentru asta. Vino, rog bun și credincios! Vino zi, dragii mei, când promisiunile lui Dumnezeu le vom vedea în putinuse cu ochii aceștia. Pentru că Domnul îți spune în seara asta și spune și ție toată merită să trăiești pentru Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Trebuia să intrăm în rugăciunea aceasta în seara asta. Vreau să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, Doamne, că mi-am pierdut de mult timp, poate mult în față. Iartă-mă, Doamne, că vin la biserică mai mult de gura nevestei, de gura pastorului și comitetului. Iartă-mă, Doamne Dumnezeule, că am protestat în ultima vreme și am zis, știi ceva? Eu nu mai implic, mai facă și alții. Am făcut destul. Iartă-mă, Doamne, că mi-am condiționat slujirea de sentimentele mele, de ceea ce am simțit. Iartă-mă, Doamne, că am uitat că tu mei să fii lăudat în orice vreme. Și când e soare, și când e furtună, și când e greu, și când e sănătos, și când abia fie la biserică, în cârză, Doamne, merici să fii lăudat! Doamne, vreau să trăiesc pentru tine. Vreau să trăiesc pentru tine, Doamne. Vreau ca inima mea să bată
fiecare zi, fiecare clipă, Doamne, cu intensitate, pentru că sunt în prezența Ta. E har, Doamne, e o har mare pe care mi l-ai dat. Și știu, Doamne, că va veni o zi, Doamne, când cu ochii aceștia, Doamne, voi vedea împlinirea făgăduințelor Tale și mai mult de atât în viacul viitor voi primi viața veșnică. Pentru că Tu, Doamne, împlinești promisiunile Tale. Dă-mi puterea să Te slujesc, dă-mi puterea să mă sfințesc, Doamne, în fiecare zi, Doamne. Vreau să trăiesc pentru Tine, Doamne, Dumnezeu, Doamne. Avea să ne rugăm împreună seara asta. N-ai ceva să-i spui Dumnezeu seara asta? Mi-ai vrea să-i spui Domnului seara asta, mi-ai vrea să-i spui Duhului Sfânt, Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine. Vreau să trăiesc pentru Tine. Nu mai vreau procente și fărâne. Vreau să-ți dau totul, Doamne. Pentru că Tu ai dat totul pentru mine, nu contă. Fiindcă atât de mult te-a iubit Dumnezeu, că l-a dat singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ei vrea să trăiești pentru Dumnezeu, ne vrea să te consacri lui Dumnezeu în seara aceasta. Tu care de 10 ani în care ai vrut cu Dumnezeu tare, mai mult ești, dar fără frecvență cu pocăința. Ne-ai vrea să te prăbușești în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu și să-ți cere iertare și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Și să dăm la o parte reclama de pocăință și să trăim o realitate cu adevărat. Ne-ai vrea să nu mai trăiești din amintirile pocăinței. Ne-ai vrea să ai experiență la timpul prezent cu Dumnezeu. Spune Domnul în seara asta ceea ce trebuie să-i spui. Nu trebuie să o faci de ochii cu ifa. Nu trebuie să numere cineva. Nu trebuie cineva să facă statistici în seara asta. Pocăința nu este o public, nu-i reclamă. Pocăința e o realitate pe care trebuie să o trăiești cu Dumnezeu. Și vreau să spun ceva. Nu contează cine predică în seara asta. Nu contează cine a cântat în seara asta. Contează cine este aici. Și aici este Dumnezeu. Și cu El trebuie să stai de vorbă acum. Ascultă-mă ce spun. E vremea să te consacri pentru Dumnezeu 100%. Nu mie trebuie să spui ceva, ci lui Dumnezeu trebuie să-i spui ceva. Ai ceva să spui Dumnezeu în seara asta? Ne vrea că la 84 de ani să fie asemenea ani zi și noapte să-L slujești pe Dumnezeu. E greu să fii un Simeon care îi vorbește cu Duhul Sfânt, dar care vorbește și prin Duhul Sfânt. Și despre care mai apoi Duhul Sfânt ajunge să vorbească. N-ai vrea într-o bună zi să se scrie așa. Filmepo era un om numit Simeon care făcea parte din Biserica Maranata. Și fiind în vârstă de 65 de ani, deși financiar se descurca destul de greu, deși ar fi putut să facă mult mai mulți bani în Germania, dar acest om, la 64 de ani, încă venea în fiecare duminică și fiecare joi și fiecare marți în rugăciune. Și omul ăsta din Meple, în 64 de ani, în fiecare lună, se ducea să facă o faptă bună, se ducea la spital, să visiteze. Și era un om cu frica lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt i-a promis că toate lucrurile acestea vor conta în ochii lui Dumnezeu. Ne-ai vrea să fii cel căruia Duhul Sfânt îi face promisiune. Ne-ai vrea să fii omul care să vezi cu ochii tăi împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Ei vrea să fie mama, tata, dar că te vezi cu ochii tăi, cu Dumnezeu primește o promisiune pentru copilul tău. Ne-ai vrea să te consacri cu Dumnezeu, ne-ai vrea să renunți la pocăința asta part-time, jumate de normă. Ne-ai vrea să fii 100%. Ne-ai vrea să nu fii un pocăi de reclamă, ci de fațadă. Ne-ai vrea ca ceea ce spui să și gândești cu adevărat și viceversa. Ne-ai vrea să fii plin de Duhul Sfânt și gol de firea pământească. Ne-ai vrea?
Eu vreau că inima ta să nu mai bată pentru o mână de, pentru un pumn de euro, ci să bată pentru Dumnezeu în totalitate. Ne vrea să nu mai vii la biserică doar pentru că slujești în față, ci să vii pentru că îl iubești pe Dumnezeu și dacă ești pe ultimul rând și nu mai contează, pentru că simplu ești în prezența lui Dumnezeu și că îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice. Ne vrea, soră și frate, n-ați vrea ca biserica Maranată să fie cât mai mult de Simeon și de Ana? N-ați vrea, dragii mei, să îngroșăm rândul slujitorilor și să ieșim din tribunele spectatorilor în biserica asta? N-ați vrea să trăim pentru Dumnezeu? Câți ani mai ai? Nu știu nici tu și nimeni, nu știu decât Dumnezeu. Poate mai e două luni de zile de trăit. N-ai vrea să rămânești pentru Dumnezeu 100%. Poate mai ai de trăit un an. N-ai vrea să trăiești anul ăsta 100% pentru Dumnezeu. N-ai vrea să zdrobești toate visele tale, Dumnezeu, în seara asta, să le calci în picioare. N-ai vrea să spui în seara asta, asemenea lui Pavel, dar să fie o realitate, nu citate. N-ai vrea să spui, Doamne, orice gând îl fac rog ascultării. Hristos. Și Doamne, nu zi, pentru că dă bine. O zic pentru că vreau din toată inima mea să trăiesc realitatea asta. Înainte să ne rugăm, ochii mei sunt încheși, nici măcar nu am vreo curiozitate. Am trecut de mult de capitolul în care sunt curios să fac statistici câte unul a fost ridicată sau nu, sau câți vin în față sau nu. Dar dacă este cineva în seara asta care să-mi zică Dumnezeu, eu vorbesc de lui personal. Dacă este cineva care vrea să se consacre, să se dedice lui Dumnezeu 100%. Poate că ești botezat, poate că ai avut experiență cu Dumnezeu de te-a răcit în ultima vreme. Dar dacă este cineva aici care vrea să aibă experiență de lui cu Dumnezeu, real, personal, dacă este o tânără, un bătrân în locul ăsta, care vrea să spună lui Dumnezeu, să arată, Doamne, știi cine? Vreau să trăiesc pentru tine 100%. Și pentru asta am nevoie și pentru asta vreau să mă dedic. Dacă e cineva aici și dacă vrei ca hotărârea asta ta să ai sprijin și vrei să ne rugăm împreună, cu tot dragostea la dispoziția lui Dumnezeu și o fac și pentru tine. Dacă vrei să ne rugăm împreună, te chinui aici în față, în timp ce cântăm și ne rugăm toată biserica. Dacă e cineva care are nevoie de sprijin, rugăciune în direcția asta, dacă vrei să spui, Doamne, chiar vreau să dau toate. Nu vreau să fiu povești, nu vreau să fiu poezii, vreau să fiu realitatea mea. Doamne, ăsta e inima. În timp ce ne rugăm și în timp ce cântăm, vreau, dragul meu, tare fi în locul ăsta. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, dacă ai nevoie de rugăciune, nu insist. Dar dacă ai nevoie și vrei să ne rugăm împreună și pentru cu frații slujitori, stau la dispoziția lui Dumnezeu și vreau să ne rugăm împreună, vreau să mijlocesc împreună cu tine, vreau să ne rugăm împreună. Să cerem și să primim puterea lui Dumnezeu. Să fie o altă viață. Dacă vrei și dacă ai nevoie de rugăciune, te aștept să ne rugăm împreună. Haideți să cântăm și să ne rugăm Domnului. Dar tu
consacrăm.